Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o idee pe care ne-o prezintă Ralph Sockman. Este vorba de un pastor metodist. El a scris o carte undeva în preajma anului 1944, o carte despre protestantism, în care el face o analiză biblică a gândirii protestante. Și analizând starea bisericii de la momentul respectiv, el vorbește despre anumiți creștini și despre o anumită mentalitate specifică timpului respectiv, dar specifică și generației timpului nostru. Vorbește despre oameni care sunt străini și goi în propria lor religie. Vorbește despre oameni care nu mai sunt deschiși la minte. Și vorbește despre oameni care nu își cunosc propria religie. De aceea vă propun în această seară să vorbim despre ideea aceasta pe care el ne-o prezintă, și anume despre unii oameni care sunt străini în propria lor religie. Oameni care nu își cunosc convingerile religioase, spirituale. Acesta este subiectul din această seară. Vă propun să vorbim despre cum ne putem înțelege mai bine religia, cum putem să o evaluăm și cum ar trebui să trăim, să ne trăim religia în cadrul comunității. Invitatul meu din această seară este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit și bine ați revenit, domnule pastor. Bun găsit. Vorbim despre ideea de a fi străin în propria religie, iar autorul nostru, pastorul metodist, punctează într-un mod mult mai dur ideea că noi astăzi avem, sau la perioada respectivă, vorbim de anii 1944, noi vorbim despre o goliciune a minții. Ce înseamnă să fii străin în propria ta religie, sau ce înseamnă să ai o minte goală, să faci parte din acea religie, dar în realitate să nu te lași definit de acele convingeri, nici măcar să nu le cunoști? Ne puteți contura un portret a ceea ce este, sau a ceea ce ar însemna pentru dumneavoastră un creștinism de tipul acesta, care, un creștinism care practică, care trăiește o goliciune a minții? Da, asta înseamnă pur și simplu să fii om, sau dacă e vorba să restrângem perioada istorică, să fii creștin. Dintotdeauna au existat oameni care, deși s-au declarat a fi credincioși, îndeplinind ritualurile religiei, habar n-aveau ce și de ce fac. Primul dintre ei e Cain, care aduce o jertfă, respectă ritualul, și după aia se uită strâmb la frate-su, se uită urât la Dumnezeu și produce prima crimă de pe acest pământ. Fiindcă nu cunoaște propria ta religie, are consecințe practice. Nu e doar așa o chestiune. Nu știu sau știu. Israelul, de-a lungul istoriei sale milenare, este un alt exemplu. Asta nu înseamnă că toți erau așa, dar ca notă generală. De oameni care își respectau religia, ritualurile, jertfele și tot ceremonialul, și când a venit cel spre care priveau toate aceste ceremonii religioase și jertfe, zice Evanghelia că a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. De ce? Că nu l-au recunoscut. Nu e ăsta cel pe care noi îl așteptăm. Ceea ce înseamnă că ei citeau greșit, fiindcă de citit citeau. Evreii erau alfabetizați de-a lungul istoriei. În fiecare sabat citeau din cărțile sfinte. Până în ziua de azi, te duci la sinagogă, acolo sunt sulurile și se citește. Doar că citeau greșit, de nu l-au primit. Restrângându-mă la era creștină, foarte de timpuriu, creștinii au început să aibă o minte goală de înțelesul adevărat al creștinismului. Și răsună așa în minte diverse expresii pe care Dumnezeu le folosește de-a lungul timpului, inclusiv pentru epoca creștină, în care este întristat
când observă că oamenii, care de altfel sunt binevoitori, care declară că îi aparțin lui Dumnezeu, care spun că sunt creștini, de fapt nu știu despre ce este vorba. Și toată istoria de 2000 de ani a creștinismului este împănată de necunoașterea creștinismului, adică de necunoașterea lui Iisus Hristos. Adică apar tot felul de erezii încă din primul secol despre natura lui Dumnezeu, natura Domnului Hristos, natura Duhului Sfânt și altele. 1000 de ani îndepărtarea de adevăr este aproape completă, în așa fel încât Scriptura devine o chestiune sacră, secretă, oricum necunoscută și tradiția îi ia locul. Vine reforma care scutură puțin praful și descoperă câte ceva și metodistul nostru, pastor metodist, asta e o ramură a creștinismului foarte aplicată spre studiul Scripturii, metodismul, constată că în anul de grație 1940 și o leacă după război, sau era înainte de război? Înainte. Înainte. În perioada aceea, constată același lucru. Iar dacă ar mai trăi până acum, da, cred că și-ar rescrie cartea cuvânt cu cuvânt și-ar mai adăuga niște note de subsol fără să-i schimbe substanța. E o trăsătură a naturii noastre umane, aceea de a fi pe de o parte superficial, cunoaștem, dar nu știm, pe de altă parte foarte riguroși când este vorba de chestiuni exterioare, ritualuri, ferita Sfântul să schimbi ritualul, să-ți faci cruce cu stânga în loc de dreapta, să începi crucea de pe un număr în loc de celălalt. Apropo, nu știu dacă telespectatorii noștri știu despre ce vorbesc. Să se uite pe stradă când oamenii fac gestul ăsta și să vadă că unii într-un fel, alții în altul. Și așa mai departe. Deci, pe de o parte, superficial, pe de altă parte, foarte încrâncenați pentru amănunte nesemnificative. Și astea toate pentru că și aceasta este o caracteristică profund umană. Avem mințile destul de înguste, nu că așa le-a făcut Dumnezeu, ci că așa ni le-am modelat noi. Avea mintea deschisă înseamnă o avea deschisă în primul rând pentru cuvântul lui Dumnezeu. Că de acolo începe totul. O minte deschisă începe cu recunoașterea faptului că Dumnezeu este autorul cunoașterii, că El știe totul și eu nu știu totul, deci am nevoie de cuvântul Său. Și atunci mintea mi se deschide. Dacă eu cred că știu totul, că așa a făcut bunica și străbunica și așa se face la noi în sat și așa trebuie spus și ăsta e ritualul, atunci mintea se îngustează. La mine acasă prin Bucovina se spune despre cei care au o minte deschisă că sunt destupați la minte. Adică circulă ceva pe acolo. Sper că nu doar aer. Circule învățătura. Al doilea lucru este că trebuie să, dacă ai o minte deschisă, să te uiți și la cei din prejur și să fii convins că tu, oricât de mult ai ști, nu le știi pe toate. Și că ceilalți, unii dintre ei, mai știu și ei multe lucruri pe care tu nu le știi. Și că, în consecință, ai ce învăța de la ceilalți. Însă, pentru a nu te înșela în această zonă, când e vorba de relația cu Dumnezeu, nu ai cum să te înșeli, pentru a nu te înșela în această zonă, trebuie, în primul rând, să știi bine ce știi tu. Ca să poți compara ce știu ceilalți cu ceea ce știi tu. Iar ceea ce știi tu să fie în prealabil verificat cu ceea ce știe și spune Dumnezeu. Pe aici ne învârtim noi, protestanți sau ortodoxi, catolici sau mormoni și toate speciile de religii. Mi-am notat mai multe idei pentru că m-am gândit că acesta este perimetru. Cum explicați relația dintre goliciunea minții
și mă leg de Cain și nu numai, doar că mă ajută mai mult personajul biblic Cain. Cum explicați această rigiditate a credinței? A ritualului. Sau a ritualului. A ritualului sau a credinței, așa cum o înțelege fie personajul Cain, fie noi toți. De ce goliciunea minții te duce în aceste extreme? Și mai important decât atât, legat de această întrebare, ar fi și următoarea. De ce ne este greu să recunoaștem ceea ce nu avem? Mi-aduc aminte de o vorbă celebră. Nu mai amintesc cine a spus-o, dar a spus-o cu doza de ironie necesară. Era un savant și a zis așa, luând el în râs limitarea naturii noastre umane și a capacității noastre de cunoaștere. Domnule, toată viața am avut o singură idee și acum am constatat că și aia era greșită. Când mintea e goală, ne legăm de ideea aia sau de ideile alea puține de le enumăra pe degete, pe care le-am căpătat, nu știm cum, dar alea sunt, fără să mai verificăm dacă alea, puține sau una, sunt corecte sau sunt greșite. Și s-ar putea, și aș dori să se întâmple asta oricui, ca la momentul când constatăm că ideea aia sau ideile alea puține sunt greșite, să constatăm că nu avem ce pune în loc, fiindcă restul minții gol, și să ne îndreptăm spre sursă, adică spre Cuvântul lui Dumnezeu, nu spre internet. Când spuneți agățat de, ne agățăm de unele idei... Da, pentru că alea le avem. Altele nu avem. Aici vă referiți la cât cunoaștem, adică cât de multe idei, cât de multe cunoștințe absorbim? Cât de puține cunoștințe avem în realitate și cât de leneși suntem să punem mintea la lucru ca să acumulăm și alte cunoștințe, pentru că în felul acesta, alea puține pe care le aveam dinainte pot fi și verificate. Fiindcă procesul de cunoaștere nu înseamnă doar depozitarea de informații acolo, ci înseamnă compararea, lucrarea între ele, evaluarea, cântărirea, punerea la probă, punerea sub semnul întrebării. E ceea ce definește o ființă inteligentă. A spune între goliciunea minții și taberele despre care astăzi se vorbește, a fi conservator sau a fi liberal, a fi tradiționalist sau nu, ați plasat goliciunea minții într-o anumită zonă, da, din punctul acesta de vedere? Aș plasa goliciunea minții în zona umană. Conservator sau liberal, astea sunt niște etichete. Nu-s noi, au fost dintotdeauna, dar ambele extreme, că astea sunt niște extreme, dovedesc o incapacitate de sporire a cunoașterii, să-ți destup mintea, să mai intre ceva acolo, o incapacitate de comparare a ceea ce ai acumulat, o incapacitate de verificare după un standard care nu greșește și care este Cuvântul lui Dumnezeu, a ceea ce ai acumulat, eu știu că așa. Dar bun, de ce știi că așa? Și aici se deschide așa un spectru foarte larg de răspunsuri ciudate. Eu știu că așa, fiindcă așa se face. Eu știu că așa, fiindcă așa mi-a zis mama când eram eu copil. Eu știu că așa, fiindcă așa a zis popa la biserică. Eu știu că așa, fiindcă a zis predicatorul la ambon. Astea nu sunt răspunsuri care să dovedească o deschidere a minții. În momentul când ajung să spun știu așa, fiindcă așa a zis Dumnezeu, deja putem vorbi despre o funcționare utilă, optimă și benefică a minții noastre. Credeți că este posibil să vorbim despre goliciunea minții și atunci când tu ai extrem de multe cunoștințe? Da.
Încă o dată, informațiile nu sunt tot una cu cunoașterea. Și cunoașterea nu-i tot una cu siguranța acelei cunoașteri. Informațiile sunt informații. De obicei sunt fapte sau enunțuri. Ele trebuie evaluate, ele trebuie verificate, ele trebuie testate. Cine face acest proces al evaluării sau de ce credeți că este greu pentru noi? Eu mă gândesc că toți oamenii au anumite idei pe care nu le verifică, le acceptă doar. Le înghit, exact. Nu le evaluează. Care sunt instrumentele, de exemplu, pe care le putem avea la dispoziție, dacă nu le avem? Sau care sunt instrumentele pe care le avem deja la dispoziție, dar pe care nu le folosim pentru a ne evalua propriile idei? Propriul proces al cunoașterii. Pentru că mă gândesc, de ce vă adresez întrebarea? Mă gândesc că dacă am avea parte de această evaluare, una internă, evident, mă gândesc că noi ne-am dat seama imediat, uite aici sunt minusurile, aici sunt plusurile, aici excelez, în partea cealaltă nu, deci ar trebui să construiesc mai mult, dar mă gândesc că nu facem lucrul acesta. Adică noi nu suntem sinceri cu noi înșine încât să recunoaștem, uite aici nu e ceea ce ar trebui să fie, cel puțin în mintea mea, nu vorbim de ceea ce se află în cărți. Pentru că noi nu avem un punct zero conștient în care să începem această evaluare a proprii noastre cunoștințe. Ce înseamnă acest punct zero? Adică un punct iluzoriu, când nu știm nimic, nu avem nicio concepție și începem să ne formăm concepțiile. La momentul ăla noi nu suntem conștienți. În momentul când te-ai născut, ce ai început să-ți dai seama de lumea înconjurătoare. Și pe măsură ce crești, se formează niște idei fundamentale care apoi, vrând nevrând, se transformă într-o concepție despre lume și viață, în care lucrurile se așează în funcție de două, trei mari idei. Prima idee mare este: există sau nu există Dumnezeu? Nu există decât aceste două tipuri de concepții despre lume și viață. Una zice da și alta zice ba. Pe această idee fundamentală, dacă alegi prima variantă, există Dumnezeu, continui. Și spui: Dumnezeu este atotștiutor. În consecință, dacă vreau să verific valoarea ceea ce știu eu, trebuie să mă urc la Dumnezeu și să-L întreb. Cum la Dumnezeu direct nu ajung decât prin rugăciune, El mi-a trimis o carte în care pot să văd răspunsurile sale, atâtea cât îmi sunt mie necesare. Dacă pornesc pe drumul ăsta, am o conștiință clară a limitării mele, mai am o conștiință clară a asemănării mele cu Dumnezeu, adică a libertății de gândire și de alegere, am siguranța unui reper care nu poate să greșească, care este Dumnezeu și cuvântul Său, și deci pot să raționez în legătură cu oricare dintre informațiile cu care mă confrunt, cu practici, cu situații. Dacă o apuc pe drumul celălalt, nu există Dumnezeu, atunci e foarte ciudat, nesigur și bulversant. Pentru că n-am la ce mă referi. Întotdeauna voi tinde să mă refer la mine însumi. Dar asta e o metodă foarte greșită, pentru că eu, referindu-mă la mine însumi, nu voi afla nimic nou și nu voi constata nimic sigur, pentru că eu sunt nesigur. Eu nu sunt absolut. Dacă sunt creștin, ca să adun, dacă sunt creștin, n-ar trebui să mă mulțumesc doar cu ceea ce am adunat, am auzit, știu. Ar trebui toate astea să le verific. Scrie în Cartea Faptelor Apostolilor din Scriptură că niște creștini dintr-o localitate, Bereea se numea, l-au auzit pe
Pavel, marele apostol Pavel, predicând, și când s-au dus acasă, ce au făcut? Au luat Scriptura să verifice dacă ce le-a zis Pavel la biserică e adevărat sau nu. E așa că e un gest urât ăsta. Cum adică să-l verifici? A, nu, ei sunt lăudați. Li se spune, sunt etichetați în Scriptură ca fiind unii care aveau o inimă aleasă, o inimă pricepută. Asta trebuie să facem mereu. Dacă ne mulțumim cu ce știm, mult puțin cât o fi ăla, dacă nu punem sub semnul întrebării orice lucru pe care n-am apucat să-l clarificăm cu standardul care e cuvântul lui Dumnezeu, dacă mergem în rutină, atunci ne vom trezi într-un loc foarte periculos. Da, în tot acest tablou, unde se găsesc oamenii care au două, trei idei fixe? Peste tot. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar aș fi în stare să spun la foarte multe dintre religiile creștine care sunt în general acele două, trei idei fixe la care respectivii creștini țin. Și ei sunt sinceri. Nu acuz pe cineva de nesinceritate. Aia e altă categorie. Vorbesc de oameni sinceri. În funcție de denominațiunea, biserica creștină de care aparțin, pot să enumeri pe degete două, trei, patru lucruri care sunt de la sine înțelese, fără însă a fi verificate. Uite, de exemplu, să nu zic de alții. Eu sunt adventist, da? Adventiștii au câteva idei de-astea fixe, nu? Una e că ziua de odihnă adevărată, săptămânală, lăsată de Dumnezeu, e sâmbătă, nu duminică. Dacă nu crezi asta, nu ești adventist. Orice adventist știe asta și nu-și pune problema de ce sau de nece. A doua chestiune este că atunci când omul moare, dispare ca ființă conștientă, că nu există suflet nemuritor. Buh, asta e destul de bulversant pentru interacțiunea cu alți creștini care cred invers. Și așa mai departe. Nu uitați pe aia cu mâncarea. Da, mâncarea. Cărnurile curate și necurate. Tocmai porcul săracu a nimerit în categoria necurată. Lucrurile mai fine sunt legate de... A, bun. Eu am spus din astea care sară în ochi. Da, ce înseamnă? Poftim. Ce? Nu alcool, nu tutun, nu droguri. Bun, dar ce înseamnă să le evaluezi? Adică sunt atât de clare lucrurile, păi spune unii sunt atât de clare încât nu mai de ce. Vecinul meu de apartament, când aude de sâmbătă, se uită la mine ciudat și zice, ai o problemă, omule, cum? Toată lumea știe că e duminică. Și atunci nu e normal să verific, domne, ce cred eu, are vreo bază? Dar, vorba unui personaj din Marin Preda, pe ce te bazezi? Dar dacă eu i-aș putea demonstra vecinului meu... Dar nu e vorba să-i demonstrez lui. E vorba să îmi demonstrez mie, să-mi fundamentez mie, pentru că atunci, abia după aia, voi putea să mă apropii de vecinul meu, nu ca să-i demonstrez, ci ca să-l ajut să descopere el însuși că ceea ce cred eu se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Că eu pot să-mi bat capul 1000 de ani cu el și nu-l pot convinge. Aici. Asta e o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o face și instrumentul este aici. Dar aici văd o capcană. Mai poate fi numit un om sau putem spune despre el că are mintea goală în condițiile în care el poate argumenta foarte bine un punct de doctrină al bisericii? El mai poate fi considerat, domne, uite, este un om cu mintea goală. De ce? Nu, e cu mintea îngustă. Asta e altă... Păi ele sunt împreună. Unele se întrepătrund, noi spunem așa, din moment ce eu pot să argumentez pastorului Valeriu Petrescu că sabatul are legătură cu ziua de sâmbătă și nu cu ziua de duminică, gata. Eu sunt la adăpost. Sunt la adăpost în sensul că emisiunea, tema, cuvintele pastorului Socmean nu îmi sunt mie dedicate, n-au legătură cu mine,
au legătură cu alții, pe gândurile lui. Pe această idee, dar mai sunt încă vreo câteva idei prin Biblie și prin biserica mea, despre care ar trebui să fiu la fel de sigur că sunt adevărate, cum sunt sigur, dacă sunt adventist, că asta cu sâmbăta e adevărată. Ce? E un parcurs. De-aia e mintea deschisă. De-aia ești destupat la minte. Ca să tot descoperi. Ajutați-mă să înțeleg diferența dintre goliciunea minții sau o minte goală și o minte îngustă. Păi, o minte goală e una care, să fiu generos, e două, trei lucruri și alt nimic. Nici nu-și bate capul să afle mai mult, nici nu este dispus să se dezvolte. Încerc așa o definire. O minte îngustă este care știe 2, 3 sau 70 de lucruri, nu le evaluează, nu este dispus să le pună sub semnul întrebării, nu este dispus să meargă cu ele și să le verifice după ceea ce spune Dumnezeu, și orice dovadă contrară pe care ar descoperi-o eventual în acest proces de verificare este dată la o parte și spus nu e adevărat. Adică ce, domne, oile alea pe care le-am adus o jertfă, ce au de Dumnezeu, n-a privit cu plăcere la jertfa mea, poate să zică Cain. Atât îl duce capul. Atât vrea să-l ducă mintea. Ele sunt asemănătoare, cele două situații. Și totuși diferite. Și totuși diferite. Aici, la mintea îngustă, se scapă din vedere două adevăruri pe care le-am mai pomenit. Unul, că numai Dumnezeu e atot știutor, nu eu. Și doi, că eu nu știu tot ce știu toți oamenii și ar trebui să-mi pun măcar întrebări și să verific dacă ceea ce spun ceilalți are sau nu validitate. Ori mintea îngustă se caracterizează prin încăpățânare, prin obstinație. Eu de aici nu mă mișc. Eu, ok. Mor pentru credința mea. Ce spui tu? Așa este. Da, scrie în Biblie. Dar eu așa cred și eu de aici nu mă mișc. E alt aspect al acelui rău și conduce la aceeași pagubă. Credeți că este greu sau ușor? Și ce instrumente am avea aici la dispoziție în clipa în care vorbim despre mintea îngustă? Mie mi se pare o stare intermediară între o minte deschisă și o minte goală, contrastul e puternic. Mintea îngustă se află undeva la mijloc. E alt soi de cancer. Tot mor de el. Știți că eu acum se tot descoperă că sunt soiuri de cancer. Nu, dar îmi dau seama că e mai dificil de evaluat. Apropo de termen. De evaluat de persoana în cauză. Da, de persoana în cauză, exact. Da. Pentru că aici intervine mândria, răul ăla fundamental. La mintea goală? La mintea goală acolo nici nu îți pui problema. Nici nu-ți bați capul, nici nu te interesează să știi. O să pun un semn de egalitate cu prostia aici? Sau e cam mult spus? Cu nepăsarea, pur și simplu. Indiferența? Indiferență, blazare. Nu. Lasă chestiile astea. Nu. Știu și eu că trebuie să-mi fac cruce, dar lasă. Aici, la mintea îngustă, e mândria. Știu eu. Cum operează ea? Rău de tot. Rău de tot operează și rezultatul întotdeauna că operația reușește și pacientul moare. Mândria e sămânța tuturor păcatelor. Mândria înseamnă răzvrătire față de Dumnezeu. Mândria înseamnă nu mă duc să-L întreb pe Dumnezeu, pentru că eu știu. Nu sunt dispus să-mi schimb ce știu eu cu ceea ce spune Dumnezeu, pentru că eu știu. E răzvrătire deschisă față de Dumnezeu și față de oricine altcineva. Adică, fugi de aici, nu-mi spune mie. Lasă, nu mi-arăta în Biblie. Adeseori discut cu oameni și îmi spun, nu. Și ce dacă scrie acolo? Adevărul e ce știu eu. Păi da. Nu ce mi-arătați dumneavoastră. Exact. Ori adevărul nu este nici ce arăt eu, nici ce știi tu, adevărul e ce arată Dumnezeu. Și acolo trebuie să ne ducem mereu, pentru că noi suntem nesiguri.
Cum arată o minte deschisă? O minte deschisă nu este o minte credulă, care înghite pe nemestecate toate alea. O minte deschisă nu e o minte avidă după ultimele noutăți. O minte deschisă nu este o minte care de-abia așteaptă să prindă nu știu ce idee trăznită, teologică. Nu. O minte deschisă este o minte echilibrată. Este o minte care știe ce știe, pentru că deja a verificat, care știe că o mulțime de lucruri nu le știe, pentru că a constatat de-a lungul timpului, care vrea să știe mai mult decât știe acum și atunci este dispus mereu să se lase învățat de Duhul lui Dumnezeu, că așa spune în Scriptură. Da, Duhul Sfânt, Mângâietorul, când va veni, vă va conduce în tot adevărul. Când zice în tot adevărul, asta înseamnă că adevărul este progresiv, este mult mai amplu decât ni se pare și că avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. O minte deschisă este gata să evalueze, să cântărească, să verifice ce aude, ce se spune, ce circulă și să păstreze, să-și adune la zestrea minții lui doar acele lucruri care trec probele acestea de verificare. A apărut un profet extraordinar, a zis, a făcut adres. Du-te și verifică. Că Biblia a lăsat niște semne despre asta. Vezi, e profet sau nu? Am dat un exemplu. Știți că anul ăsta avem un nou sfârșit al lumii. Noi am mai supraviețuit până acum la mai multe. Da. Anul ăsta mai avem încă un eveniment. Pe acum 29 luni, februarie sau lunile, da, în preajma, ne. Da. Lunile astea. Asta e o încumetare și o minte îngustă. Atâta timp cât Biblia spune ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni decât Dumnezeu, s-o țin eu pe a mea că e anul 2024 sau a fost anul 2000 sau anul 2010, nu mai știu câți ani au fost în ultimul timp. Asta e o îngustime de minte teribilă. Dar cât de deschiși credeți că ar trebui să fim noi? Pentru că nu considerați că e periculos să ai mintea deschisă, pentru că nu toate lucrurile pot fi probate. Uneori trebuie să închizi ochii, pentru că unele lucruri ar mai trebui și înghițite, așa, pe nemestecate. De ce? N-ar trebui. Pentru că nu toate lucrurile se pot proba, nu toate ideile sunt făcute să fie evaluate și nu înseamnă că dacă ne aplecăm cu sinceritate asupra unei idei, nu înseamnă că ajungem în acest proces al cunoașterii, ajungem să cunoaștem și cum stau lucrurile cu adevărat, așa că e mai bine să închizi ochii. Ochii poți să-i închizi, dar ușa nu trebuie să o închizi. Trebuie să pui o plasă de țânțari, să nu intre gângănii nedorite. Trebuie să te uiți la termometru. Da, domnule pastor, metafora o înțeleg. Pe mine mă interesează mai degrabă... Deci o minte deschisă nu e o minte braiște, în care intră orice, în care... Dar n-am întrebat asta. Adică ați înțeles direcția... O minte deschisă este o minte care are o mulțime de filtre la intrare. O mulțime de scanere la intrare. O mulțime de instrumente de verificare la intrare. Într-un anume sens, o minte deschisă este o minte care conservă valorile. M-am ferit să spun conservatoare ca să nu înțeleagă lumea altceva. O minte deschisă este o minte care conservă valorile. E ca seiful băncii naționale. Acolo se păstrează aurul și valorile care mai sunt, bișuteriile, coroane și nu mai știu ce. Nu intri ușor acolo, dar nici nu iese nimic de acolo, din ceea ce este valoare verificată, autentică, probată. O minte deschisă este însă o minte dispusă ca orice face față acelor probe, teste, scanere, filtre de intrare să fie binevenit. O minte deschisă este o minte care azi conține mai mult decât ieri și mâine va avea mai mult decât azi. Adică este o minte dispusă să se lase
învățată de cei care știu. Și primul care știe este Dumnezeu. Dacă ceea ce îmi spui tu sau altcineva trece aceste probe și eu pot să fac verificarea finală cea cu ceea ce știe Dumnezeu, atunci mă bucur că m-am mai îmbogățit cu ceva. Minte îngustă, are ușa închisă, încuiată, tras și oblonul. Nu intră nimic acolo. Încurajează biserica. Uite, hai să luăm biserica din care facem parte. Încurajează biserica adventistă un creștin să aibă mintea deschisă? Absolut. Eu, de mic copil, am fost învățat că studiul sistematic al Scripturii este absolut necesar și benefic. Asta înseamnă minte deschisă. Am fost învățat să verific toate lucrurile și ce e bun să păstrez. Asta înseamnă o minte deschisă. Acum nu vorbesc despre mine. M-am dat de exemplu că da, mintea deschisă mai știu câte ceva. Domnule pastor, mintea deschisă și ea se agață de unele idei. Mintea deschisă trebuie să aibă suficiente filtre la intrare. În zona mea, ca să dau un exemplu care deja e istorie trecută, sunt peste, se apropie de 40 de ani. În mintea mea, în zona mea, în Bucovina mea, pe aproape, apăruse în cadrul Bisericii Adventiste un soi de mișcare așa ciudată care propaga niște lucruri bizare și care și ai căror membri făceau niște lucruri bizare. Eram la 50 de kilometri distanță de epicentru acestei mișcări. Se numea Roa Dimineții. Istorie, de-aia am pronunțat numele. Nimeni din biserica mea n-a devenit membru al acelei mișcări. Pentru că noi am studiat, am discutat, ne-am dus la Biblie, am verificat ce spune Ellen White, fiindcă ei foloseau foarte mult idei din cărțile Ellen White, aveau în mijlocul lor și pe o persoană care spunea că e profeteasă. Ne-am uitat la ce și am constatat că asta înseamnă minte deschisă. N-am zis, ce, nu, noi nu vrem să avem. Ce ani? Acum 40 de ani. Înainte de 89. Pe acolo. Au fost câțiva care, nu știu cum au gândit și cum, care s-au alăturat acestei mișcări, după aia au plecat că și-au dat seama, dar cu anumite pagube pentru ei. La un moment dat ăștia au și fost arestați, era încă pe vremea lui Ceaușescu și în sfârșit. Am dat un exemplu, dar pot să dau o postă de exemple actuale. Biserica Adventistă încurajează studiul Cuvântului lui Dumnezeu și verificarea oricărui adevăr prezent, asta e o expresie pe care noi adventiști o folosim, care bântuie pe aici și pe acolo și care nu concordă cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să verificăm. Un alt scenariu. Tu ai mintea deschisă, dar biserica nu. Când, ce faci într-o biserică, astfel? La ce vă referiți? Adică, tu ai mintea biserica deschisă. Biserica mea locală, da, sau biserica adventistă? Nu. Vorbim de o biserică locală. Tu ai mintea deschisă, ești extrem de receptiv la idei, la evaluări, la concepte teologice și așa mai departe. Însă biserica din care tu faci parte nu are această deschidere. Cum credeți că pot trăi într-o biserică aceste trei categorii pe care noi le-am discutat în această seară? Omul cu mintea goală, omul cu mintea îngustă și omul cu mintea deschisă. Cum credeți că ar trebui toți trei să trăiască într-o comunitate locală, într-o biserică în care ei se întâlnesc cel puțin o dată pe săptămână? Acum o să spun idealul și după aia o să cobor la realitate. Cel cu mintea goală să-și o umple cu adevărul,
nu cu tot felul de bazaconii, cel cu mintea îngustă să-și o destupe, scoată dopul și să lasă să intre, iar cel cu mintea deschisă să mai pună un filtru la intrare ca să nu greșească. Asta e idealul. Se întâmplă și știu situații, cazuri, persoane, aș putea povesti, dar nu e cazul acum, de oameni în câte o biserică care sunt un pas înaintea celorlalți, în dorința de a cunoaște, în dorința de a studia, în dorința de a fi deschis și spre ceea ce spun alții. De obicei, asta e o poziție incomodă, pentru că tendința în orice biserică este spre conservatorism, adică ce am apucat nu schimbăm. Ceea ce e bine și e rău. Depinde ce schimbăm, ce nu schimbăm. Dar, dacă cel cu mintea deschisă își iubește frații, care n-au mintea atât de deschisă decât, ca el, lucrurile sunt în regulă. Dacă nu îi se îngustează și lui mintea să devină mândru de ceea ce știe și să se uită de sus la ceilalți, este foarte bine. E în mâna lui și nu în mâna celorlalți, cum anume să-i ajute și pe ceilalți să se destupe la minte. Ideal ar fi ca și ceilalți să dorească să vadă, să verifice dacă ceea ce studiază, cercetează, spune omul ăsta este adevărat. Dar, din ceea ce am constatat eu, e în mâna celui cu mintea deschisă. Apropo, Biblia vorbește despre așa ceva. Biblia face o categorisire foarte interesantă. Îi împarte pe creștini încă în primul secol, în frații tari și frații slabi. E o chestiune acolo legată de carnea închinată idolilor și așa mai departe. Nu chestiunea în sine e interesantă, ci etichetarea asta. Fratele slab care este? Care e destul de îngust în ceea ce cunoaște. Fratele tare e unul care are mintea mai deschisă. Știți ce spune Scriptura? Dacă eu, fratele tare, știu că pentru celălalt frate al meu, lucrul acesta pe care eu l-am descoperit și știu că e în regulă și așa, este o pricină de poticnire, adică iar produce suferințe spirituale, mă abțin să fac lucrul ăla, pentru că îl prețuiesc mai mult pe fratele meu decât chestiunea asta, care pentru mine e clară și nu reprezintă niciun fel de dilemă. Da, sunt tentat să mă duc spre zona aceasta a compromisului prin următoarea întrebare. De dragul păcii, al armoniei, de dragul înțelegerii, în ce măsură ne este utilă această împărțire și aceste etichete, cele trei pe care le-am folosit noi în seara aceasta, prima întrebare, a doua întrebare? Să răspund aceste întrebări. Okay. Armonia dintre cei cu mintea deschisă și dintre celelalte două categorii nu se referă la principii. Principiile nu sunt negociabile, nici armonizabile cu lucruri pe care Dumnezeu nu le aprobă. Nu despre asta e vorba. Este vorba de acele lucruri care, atunci când ai mintea îngustă, apar altfel decât sunt ele în realitate. Pentru cel cu mintea deschisă, lucrurile sunt clare. În cazul unor astfel de situații, că despre ele este vorba în realitatea concretă, în astfel de situații, cel cu mintea deschisă s-o aibă deschisă și spre iubirea de frați. Omul care condamnă, din ce categorie face parte? De obicei din a doua categorie, din cei cu mintea mai îngustă. Și cu inimă, cu mintea goală, sunt, cum spuneam, mai degrabă indiferenți și neangajați. Se poate întâmpla, însă, ca și unii dintre cei cu mintea deschisă
să cadă în aceeași, folosesc o sintagmă biblică, pildă de neascultare și să devină și ei condamnatorii fraților lor. Ori Scriptura ne mai învață ceva. Cunoștința e foarte bună. Deci cunoștința se va sfârși în timp ce dragostea va rămâne. De dragul fraților mei, nu o să fac un caz de cunoștința pe care am căpătat-o, cu excepția faptului că e vorba de principiile lui Dumnezeu, care alea nu sunt negociabile. Compromisul în ceea ce privește adevărul ar trebui să intre aici în discuție ca o formă de negociere, adică ai, uite, renunți și tu, renunți și eu, renunță compromisul și el. În sensul lui real, se referă la a negocia un adevăr care nu ți aparține, și anume adevărul lui Dumnezeu. Compromisul nu are ce căuta. Când este vorba de lucruri care țin de zona de din afara principiilor lui Dumnezeu, nu-mi place cuvântul compromis, ci îmi place mai degrabă cuvântul să-mi pese de celălalt, să fac în așa fel încât să nu fie deranjat de ceea ce, cum zice vorba românească, nu e un capăt de țară, adică nu e un principiu al lui Dumnezeu. Mie cuvântul compromis nu-mi place din cauza... Are conotație negativă? Primei conotații, și anume că ai negociat ceva din ceea ce a spus Dumnezeu. Oracul nu e nimic de negociat. Da, recunoașteți faptul că este destul de greu ca un om cu mintea deschisă să-și găsească locul într-o biserică sau într-un grup, într-o comunitate, în condițiile în care el beneficiază de mult mai multe etichete decât cele pe care, de fapt, nici n-am vorbit despre etichetele de care beneficiază el, însă cred că e evident pentru cei de acasă sau pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă faptul acesta că omul cu mintea deschisă nu se bucură de apreciere în comunitate, în anumite cercuri. El este privit, chiar dacă dumneavoastră nu vă face plăcere. Depinde. El este privit ca liberal. Depinde. Și ca cel care este extrem de periculos pentru grup, pentru că exercită o influență negativă, strecoară idei străine care nu ar trebui să fie discutate. Astea sunt etichetele care îi se pun uneori. Da, dar nu... Depinde de el. Nu ne izbim de aceste etichete? Că da, toți, da, uneori da. Uneori eu cred da. Că tot timpul. Nu. Dacă acel om care are mintea deschisă, are și inima deschisă, spre frații lui, atunci el nu numai că va fi acceptat de ceilalți, dar va reuși să-i ajute și pe ceilalți să-și destupe mintea. Am văzut întâmplându-se. Mi-e greu. Am văzut întâmplându-se, știu persoane de tipul acesta, le-aș putea rosti numele, dar nu vreau să o fac, care... Pe parcursul... Cum au relaționat oamenii de tipul acesta? Nu dați nume, înțeleg, însă dați-mi anumite detalii care ne-ar putea ajuta să înțelegem cum poți să trăiești într-o comunitate în care ai de-a face cu cele trei categorii. Am în minte un exemplu. A început prin a fi extrem de intransigent cu ceea ce știa, a continuat să acumuleze cunoștințe având mintea deschisă și să le împărtășească celorlalți și a devenit treptat din ce în ce mai îngăduitor cu slăbiciunile celorlalți până într-acolo încât aceștia au văzut că el e de bună credință, că îi pasă lui de ei și că le vrea binele. Și treptat, locul unde el a trăit, fie că vorbim de biserica locală, fie că vorbim de alte locuri unde a activat, nu doar că l-a acceptat, dar l-a luat și ca model. Și s-a produs o mișcare spre deschiderea minții.
Am văzut asta. Aș deci, putea folosi practic, nume și locuri și... Practic, ceea ce spuneți dumneavoastră este, pe de-o parte, împărtășirea unui adevăr către ceilalți, o deschidere și o receptivitate și, a lui și a... Și o atitudine, o deschidere exact. A inimii exact. Spre ceilalți. Adică dacă eu am mintea deschisă, niciodată nu o să acționez ca cei cu mintea îngustă și să-i condamn pe ceilalți și să mă erijez în atot și utorul și singurul posesor al adevărului. Chiar dacă ar fi să fie așa. Niciodată nu o să fac asta. Pentru că știu că nu știu, știu că am de învățat și știu că esența a ceea ce învăț este dragostea. Dacă ar fi să treceți prin, rapid prin toate cele trei categorii și dacă ați avea de-a face cu această întrebare, ce primează, dragostea sau adevărul? Ce ați răspunde aplicând la fiecare categorie în parte? Am să vă răspund cu două texte biblice. Ce primează mai mult? Că întrebarea e interesantă. Da. Primul text. Eu sunt calea, adevărul și viața, zise Mântuitorul. Al doilea text. Dumnezeu este dragoste, zise Apostolul Ioan. Alegeți dumneavoastră ce primează. Astea nu sunt separabile. Vorbim despre Dumnezeu, despre cum este El și despre cum ne învață El să fim și noi. Vorbim despre cunoașterea de Dumnezeu și despre dorința și strădania de a-L cunoaște din ce în ce mai mult. Descoperim lucrurile astea. Întâi așa ca o geană de lumină și apoi treptat mai mult. Domnule pastor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară și că ați ales să ne prezentați ideile acestea care sper să ne ajute și să ne dea posibilitatea să ne cercetăm și să ne dea posibilitatea aceasta să creștem, să ne maturizăm din punct de vedere spiritual, dar și intelectual. Vă mulțumesc mult! Vă rog! Apropo, adusesem două cărți, vă rog. Nu ca vă să rog. Discut din ele, ci doar ca să exemplific. Sunt două cărți despre biserica contemporană în general, una e scrisă de un catolic, alta e scrisă de un protestant. Le-am adus doar ca exemplificare. Încerc să văd ce spune unul și ce spune celălalt și apoi să verific. Mulțumim mult! Domnilor și domnilor, alături de noi în această seară a fost domnul pastor Valeriu Petrescu. Până data viitoare, vă doresc multe binecuvântări, multă sănătate și tot ce e mai bun!